Moment dramatic sâmbătă la o partidă de fotbal între echipele de Liga a patra, Crișul Alești și CS Diosig în județul Bihor. Fotbalistul Andrei Cătana, în vârstă de 23 de ani, s-a prăbușit pe teren la circa 10 minute de la începerea partidei, fără să fie implicat în vreun duel cu jucători din echipa adversă. Până la sosirea ambulanței, Andrei a fost resuscitat de medicul echipei gazdă și de un paramedic care se afla printre suporteri. Potrivit reprezentanților serviciului de ambulanță Bihor, sportivul era în stop cardiorespirator în momentul intervenției medicilor de pe salvare. Aceștia au executat manevre de resuscitare circa o jumătate de oră și după ce l-au stabilizat, l-au transportat de urgență la Spitalul Municipal din Oradea, unde a fost plasat la terapie intensivă. Înainte să cadă secerat la pământ, fotbalistul i-a spus unui jucător din echipa adversă că se simte rău și că vrea să ceară oprirea meciului. Tânărul fotbalist este căsătorit și are o fetiță. El a jucat și în alte partide și nu a dat semne că ar avea vreo problemă de sănătate. Potrivit reprezentanților clubului de fotbal din care face parte Andrei Cătană, echipa CS Crișul a făcut vizitele medicale la începutul sezonului. Meciul dintre Crișul Aleșd și CS Diosig întrerupt în urma incidentului va fi disputat într-o altă zi.